Salut, eu sunt Gami și bine v-am găsit la un nou vlog, fraților. Bine, astăzi eu alături de Sebi care ne filmează, Madalin, Zbâr, Bianca, Ioana și Rotaru, vom sta în jacuzzi, de fapt mai puțin eu, pentru a câștiga un param param pam 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 PS5. Fraților, avem aici un PS5 nou-nouț. Mă rog, nu chiar nou-nouț, că l-am scos din cutie și ultimul care va ieși din acest jacuzzi din spatele meu va câștiga acest PS5. Sunteți pregătiți? Da. Pentru că eu vă dau PS5-ul. Haideți în jacuzzi, apa este foarte rece. Pentru că afară sunt 40 de grade și am zis să se răcorească și prietenii noștri. Haideți să punem premiul deoparte. Cum e apa? Mă topesc. Mi se topește carnea pe mine. Și de la cap. Așa, băieți, acum intrăm aici ca scafandrii. Nu fine bun. Am dat cu capul de jos. Da, băieți. Vreau să intru ca un șarpe. Bă, chiar de ești prost. Băi, eu când am zis că e foarte rece, de fapt am mințit. Pentru că apa are 39,5 grade, după cum vedeți. Deci e cam caldă. O să ce frige. Nici mai trebuie să mă epilez, că mi se... Pe lângă ambiția mea care arde și apa. Bă, băi, eu cred că trebuie să fiu primul scafandru care poartă cască de protecție. Că m-am lovit rău de tot în spatele capului. Dar nu avem nicio cască de protecție. Dar tu nu intri cu noi. Băieți, vedeți că nu intri cu noi. Nu? A, deci noi suntem sclavii tăi, ce cumva, nu? Vreți să intru și eu cu da. Voi? Da! Concurez și eu pentru PS5. Hai, de lângă mine! Bă, dacă câștigi, practic poți să-l vinzi mai departe și să fi făcut clipul ăsta pe moca. Mamă, ce frige, băieți! Mamă, ce fierbinte e! Da, bun. Ne-am pus la murat toți aici. Suntem niște castraveți murați. Deci stați așa, deci suntem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 într-un jacuzzi de 6 oameni. Deci e deja... Mai e loc. Doi lejeri intră. Bă, e cald în jacuzzi, nu? Rău de tot. Da, măcar fac cardio azi. Oricum eu vă dau PlayStation, adică nu e niciun sens să stau cu voi în jacuzzi, dar... Am văzut că e cam cald și am zis să vă fac un pic viața mai ușoară. Sunteți pregătiți să vă răcoriți un pic? E mult mai fain așa. Ochelarii mei. Acum e mai bine, nu? Nu, pentru că acum nu mai pot să-mi port ochelarii și o să-mi vedeți adevărata față. Deci, cine iese primul? Niciodată. Tu vrei PlayStation-ul ăla, tu chiar îl vrei, nu? Scoate Rotaru, e ușurel Rotaru. Eu să-l scot pe Rotaru, vezi? Poți mă ții? Nu poți. Ăsta-i tamne. Vezi că Rotaru iese primul, că e nu mi dau ochelarii! Păi și ce e la el, iau că... Mă, săracul Rotaru, uite ce ai făcut. Nu, fii atentă. Ca să-l iert, tu ce-și mai aduci un suc. Vrei suc? Da. Vezi că nu-ți mai dă tricuri. Aha, gata, stai. Da, că-și mie mi-e sete. Și renunți, ai renunțat? Ai un picior cu uscat, gata. Pa, pa. Bă, bine, să vedem cine-ți mai dă suc acum, că nu-ți mai dau. Vreau și eu suc. Păi, dacă tot ai... Nu, că nu mi-ai zis. Dar nu mi-am dat seama, te-am zis că-ți dau suc. Nu credeam că ies și gata. A, poate să nu se pune, că a ieșit așa, n-a vrut să iasă pe bune, a ieșit și el pentru noi. Nu, se pune. Pare rău, Zbâr, am vrut să te apăr, dar... Bă, dă și mie sucul ăla cu paiul în el, te rog eu. Da, te rog, Taru, ce bun e? De ce nu mi-ai zis? Păi, de ce? Cum ai zis? Păi, dar oricum trebuie să-l dai la cineva, n-ai vrut să-l dai la fratele tău aici. Fiți atenți! Am un challenge pentru voi. Bă, nu că muriți de cald, ia să vedem. Eu deja m-am uscat pe păreș, nebun. Ce-mi plac challenge-urile. Așa, am un challenge pentru voi. Trebuie să puneți fiecare câte un story din jacuzzi și cine are în 10 minute cele mai multe view-uri, sare în piscină. Să vă răcoriți așa, deci un pic. Nu eu. Am belit-o rău. Mădălin, cea mai mare competiție, cea mai mare competiție între Mădălin și Ioana. Acum Ioana depinde ce story pune. Din jacuzzi vedem câte vizualizări face. Eu nu pot să fac așa. Vă prezint story-ul meu în care efectiv am cerșit. Foarte frumos. Am aici un challenge în acest jacuzzi și trebuie să adun cele mai multe vizualizări pe story, așa că... Ia uite. Slab story, slab. Zici tu? Bombă asta. Lasă Arangelov, ia uite. E bun și ăsta. Eu le-am zis la băieți să dea share pe story și primește follow, toată lumea. Asta e, no cap. Sunteți pregătiți? Hai, telefoanele la mijloc. Hai, sunteți gata? 3, 2, 1, post. Acum care are netul mai slabă la fraier. A trecut jumătate de oră, haideți să vedem cine are cele mai multe vizualizări la story. Începem cu Madalin. 2525. Sebi? 700. Slab. Bianca?
100 la Bianca, Ioana 2145. Deci Mădălina e câștigător până acum. Stai. Și Rotaru 333. Haide Mădălina pe cine. Și dacă voi ați rămas aici în jacuzzi la 38,5 grade, dăm drumul la niște bule așa să vă fie și mai cald. Dar ne asurzești cu bulele astea. Asta e challenge-ul. Dacă vrei peste 5, trebuie să stai acolo. Gami, aici start. Hai. Ai un minut, Mădălin. Hai. Ai un minut, Mădălin. Trece minutul. Mai 50 de secunde. Lasă-mă că doar nu fug, să vrei să cad aici. Este trece minutul, ai grijă. Cred că te mai bucur 20 de secunde și pe aia trebuie să fugi înapoi. Cât mai are? 36, 35. Deci până ureche. 34. Ai înapoi în jacuzzi, gata. Te ai răcorit suficient. Aveți că e destul de caldă și apa asta, deci nu e mare lucru. Stai, vezi că trebuie să faci duș înainte să intri în jacuzzi. Ba da. Mai ai 10 secunde. Dacă mai intri înapoi? Păi da. Ce crezi? 10. No. Cum te simți? Ai câștigat challenge-ul? La fel, acum. Nu știu de ce? Mai cald de apa acum. Știi de ce puteai să folosești timpul ăsta? Mergi la baie. Mie mi-e sete. Să-ți dau un pupic. Dragilor, deși a fost o experiență minunată, m-am obișnuit prea tare afară și a fost prea frumos. Sincer, chiar nu mai pot să stau aici, chiar îmi vine să fac grav. Am nevoie la baie. Și din păcate, cred că o să pierd acest PlayStation. Nu, Mădălin, acum. Nu! Chiar îmi pare rău, am nevoie să merg la baie. Lasă-te, Mădălin, ca să câștigăm noi, nu tu. Deja au ieșit doi, au mai rămas patru. Cam căldut. Eu mă simt tare. Fraților, băiatul vostru a fost până la magazin. Sper că nu ați ieșit din jacuzzi și am cumpărat un spumant de baie să faceți. Am zis că n-ați cam stat multă în apa asta, cam înverzit apa și să vă dau o spumiță corect corespunzătoare. Ia vedeți, avem aici spumantul. Băi, dar te-au mușcat în țară aici. Ne-am făcut suport. Au mușcat toți în țară. Ia uite. Bă, nu, nici nu mai sunt viespi. Ok, e tot ok. Nu. Nu, te zic să nu totuși. Dacă mai ai încă 1, 2, 3. Dacă îmi dai 1 milion, mulți din ei. Scoate banii. Spumă de miere. Este banii. Ia să vedem, fraților. Avem aici spumantul cu aroma de lavandă. Ia uitați-l. Așa frumos, am pus aici spumantul în carcer. Of, așa. Camera pregătită. Nu era nimic, nu-i așa? Era o frunză! Uite-te-am gâriat! Eu mi-am păstrat locul! Bă, uite frunză, uite-o! Ia se mi vino un pic, dar nu poți să nu! Bă, se pune ploaia, what? Deci fii, uite ce frumos e acolo și ia uite. Mamă, uite ce are Bianca pe mână. De la Sebi! Băi, hai să curățăm! Mamă, ce ai făcut pe aici? Ups! Bă, ce faci, mă? Spală! Mamă, l-au spălat! Una că se neacă! Hai să-i punem un nume nou cât îl ținem pe aici. Acum am amintire de la tine, Sebi. Bravo! Ia, uitați! Să faceți și voi baie, să vă spălați! Să vă spălați și voi! Mai am și un pic aici. Să-l spălăm bine pe Rotaru. Hai de rotare! Edițu, Sebicu. Uitați. Ai grijă poate, să nu poate bagă o gheară în jacuzzi ăla, Ioana. Ești așa hater. Mai degrabă băgăm noi o gheară în jacuzzi.
Ce faceți, prieteni? După cum vedeți, a lăsat și seara așa. Cum mai sunteți? Vreți să câștigați PS-ul ăla? Da! Văd că aveți foarte, foarte mult chef de acest vlog de viață. Și am o ultimă provocare pentru voi, ca să vedem cine va câștiga PlayStation-ul, da? Sunteți pregătiți? În apa aceasta verde, cu săpună în ea, cu probabil mai multe chestii nasoale, frunze, cu viespi, cu... De toate în el. Cu săritura lui Sebi epică, cine ține cel mai mult respirația sub apă, câștigă. Dar tu ești nebun, eu nu-mi bat apă sub apă. Și nu curge machiajul. Oh, Rotaru a început! 1. Dar eu nu vreau. 2. 2. 2 secunde trebuie să stai. Așa și... Nu. Și eu la fel o să mă crede ce facem. Dar e scârboasă. E scârboasă rău. Uite, uite. Bă, asta se preface, asta se preface ca să nu se bage ăștia două. Bă, Neymar, termin aici, iau-te. Mamă, dar ce lipicios e. Asta e provocarea, deci nu o faceți, nu? Bun. Felicitări, Rotaru! Nu mă așteptam, nu mă așteptam, doamne, s-a făcut o mare bucurie! Bagă-i PS5 și să-i face în jacuzzi! Gata, Rotaru este câștigătorul, este singurul care a rămas în jacuzzi. Ambiția mea arde! Zile pe Instagram-ul! Rotaru, am pentru tine acest PlayStation 5. Așa alții, da? Pentru să scapi în apă! Poză cu premiu! Fraților, trebuie să-i dați follow-ul Rotaru pe Instagram, rry.rot, ca să facă și el 10.000 de follow-uri, poate să pună și el swipe up la vlogul ăsta neapărat, pentru că a câștigat un PlayStation 5, frate, dar nu câștigi un PS5 atât de ușor, da? Ce mami, acasă te face, te pune bine. Da, fraților, aici vom încheia și noi acest vlog. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați la canal ca să facem mai multe vloguri de genul acesta și să dăm mai multe premii, cum e acest PS5 frumos. Bă, ce aș fi vrut să mă joc o FIFA pe el, dar tu mergi la Rotaru în seara asta. Da, fraților, eu am fost Gami ca întotdeauna, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!